Hai să luăm și bine ați venit la un nou vlog de pe acest canal, fraților. Astăzi o să facem un car vlog. Astăzi, fiind duminică, ora 5 și 55 de minute, ne-am gândit să ne facem și noi câte un car vlog din ăsta, pentru că m-a chemat prietenul meu, Ștefan. Vrem să mergem un pic până la grădina ZOS, să facem acolo câteva vloguri, niște cadre, poate dacă vrea el vom merge și la Rășinar, cine știe, nu e așa departe, adică să avem ceva de filmat măcar sau așa, să facem câte ceva la car vlogul ăsta nostru. Între timp o să fie car vlog, probabil o să fie și combinat cu ceva story time, probabil asta vom face. O să și povestim și așa mai departe. Bateria la telefon undeva la 69%, așa că nu ne lungim cu vlogurile pentru că am nevoie de baterie, pentru că tot așa am mai editat astăzi încă vreo 4 clipuri făcute. Prietenul nostru Bogdan de la Sibiu ne-a trimis de la evenimentul din Brașov cu mașini, la fel și pe alea au trebuit să le editez. Așa că să nu mai lungim vorba, știți ce aveți de făcut, să pușiți butonul de subscribe, să dați un mare share și știți ce aveți de făcut. Salut, ești tu, YouTube. Ciao. Hai să pornim. Bă, microfonul, am dat chestia asta jos, sper că nu ne zice nimic ca poliția dacă ne vede așa. Am dat-o jos ca să pot să prind și o țără microfonul ăsta, ca să se vadă. Și noi începem plecarea ca de obicei. O să începem să mergem, aici este parcul Măgura, aici în partea asta, dar noi nu avem treabă cu asta, noi o să mergem în față. Ia uite ce fain i-a pus-o, super, super fain. Hai să facem și noi niște poze de și eu. Hai să ștergem un pic geamul, ca să vedem destul de bine, zic eu. Nu că vreau să fie un car vlog destul de reușit și ăsta, pentru că asta e scopul, să fie totul reușit și așa mai departe. Poți să mai dai o dată cu ștergătorul, te rog? Deci nu prea merge ștergătorul, să facă ceva cu ele. Ele dă așa pe geam, dar se vede foarte urât. Orică îți face ceață, nu știu care e treaba. Aici sunt o grămadă, o grămadă de oameni care, bineînțeles, merg pe pista de biciclete, alții merg pe dâmp, pe aici, că își pune viața în pericol, dar ei nu înțelege chestia asta. Bă, totul e fain, n-ai tu treabă. Că venim vorba de car vlog-uri, story time-uri și așa mai departe, știți, dacă vreți, puteți să-mi lăsați niște comentarii să și eu vi le iau în considerare cu ce vloguri vreți să mai facem, să mergem încet, rău, prin curbe. Să vedem ce vloguri mai facem, pentru că sunt cam în criză de vloguri, nu mai știu ce vloguri să fac, prin mic oraș nu prea fac și știți și voi de ce, unii dintre voi care sunteți mai vechi și care mă știți de pe celelalte în canal, care sunteți noi, o să vă explic o altă zi și așa mai departe. Bă, nu uitați că avem și noi Instagramul nostru, îl aveți undeva aici pe ecran sau îl pun direct în descriere, că e mult mai bine așa. Și la fel și aia e o pagină de Facebook în care puteți să ne dați acolo un follow, o urmărire, pentru că acolo voi posta tot ce este legat de canalul de YouTube. Fraților, suntem și noi aici în Rășinari, am ajuns în Rășinari, undeva pe aici, în apropiere de centru, o să oprim și noi, pentru că vreau să mai văd și un pic centrul ăsta, centrul Rășinarului, că n-am mai fost de mult pe aici, de când am fost cu bicicleta aceea cu motor, a trecut ceva timp,
E un satul destul de fain. Mai multe detalii de el deocamdată nu o să vă dau, că nu am alt telefon și până stau să caut să vă zic fiecare detaliu despre reșinarul ăsta, mai durează ceva. Și o să mergem un pic de acolo unde se vede bisericuța aia sus, să mergem la ea, numai să vedem dacă putem să ajungem acolo, pentru că nu mai știu nici eu prea bine drumurile. Și de aia zic, trebuie să mă gândesc destul de bine cum am putea ajunge noi acolo. Este un sat tot așa săsesc, dacă nu mă înșel. Și bă, da, o să oprim un pic aici, la noi la Rășinari, ca de obicei, de fapt nu la noi. Și o să vedem ce vom face, pentru că vreau să mai stau un pic pe aici, să petrecem ceva timp. Adică nu o să stăm, nu vă gândiți că stăm nu știu cât, stăm un pic să vă arăt aici pe centru, cum arată centru. No, vedem ce mai vă arăt și așa, și după aia ne pornim înapoi, pentru că eu trebuie să fac duș, că mâine dimineață direct la lucru. Uite aici, primărie, muzeu, biserica. Gata, No. uite Și centru. trebuie să ajung la lucru și așa mai departe. Hai că încercăm să parcăm și noi undeva mașina aici și după aia o să coborăm un pic aici să vedem ce și cum. No, bun, am ajuns în Rășinar și vedem noi în alte zile unde mai mergem. Acum sunt un pic obosit, de-aia am zis că mergem numai până în Rășinar și vom da ture, vom da tărie data viitoare și nu uitați să apăsați butonul de like. Bă, n-am mai fost foarte mult timp aici în Rășinarul ăsta și de-aia m-am tentat să viu un pic pe aici. Aici veneam înainte de a pleca la Gura Râului, aici veneam exact la magazinul ăsta așa din spatele meu și mă alimentam cu câte ceva și după aia continuam drumul, dar după ce veneam din Gura Râului spre Sibiu, pentru că pe aici te bagă pe partea alta, ai interzise spre Fisnădie, să zic așa. Și de aceea o trebuia tot pe aici să viu. Am venit pe aici până în Sibiu, sunt 12 km de aici. Ca să vă dați o idee și da, opream aici și făceam câte o pauză, admiram priveliștea și făceam multe alte chestii, așa că vreau să vă arăt un pic cum arată aici în față. Nu e așa mare, micul oraș, bine, eu îi zic oraș, dar asta este o comună și, nu, așa îi zic eu. Mic oraș, dar este centrul Rășinarului și hai să vedem ce este pe aici, nu? Asta este foarte interesant, chestia asta. Nu știu ce este, dar este acolo o planșă și o să citim despre el. Ia uitați cum face aici. Acesta de aici face așa și aici pulverizează apa. Numai că și este plin de gunoaie, dar e destul de ok, super fain. Bă, hai să vedem un pic aici ce vrea să însemne. Deci, roata vieții, simbol pictat pe fațada bisericii vechi, așa. Aici Emil Cioran, filozof și biciclist. Deci înseamnă că Emil Cioran, cred că va e ăsta, care el a fost biciclist, pentru că lucra de artă contemporană, numit-o așa. Vă las aici și citiți voi, puneți pe pauză. Sunt multe atracții turistice pe aici. V-am zis, ia uitați cât de fain este. Și aici este acel cămin cultural, dar se ține spectacol și nu pot să merg aici. Se ține o nuntă, m-a căsrat și pom, mi-a căzut cu totul pe jos, dar nu mai contează. Bă, vreau să mai merg un pic și în partea asta. Să vedem, să explorăm, dacă tot am venit aici, tot centrul ăsta de aici, să vedem ce mai este și ce nu mai este. O să-mi pun un pic asta. Bă, eu v-am zis că mie îmi plac foarte mult chestiile de turism și așa mai departe.
Și de a vreau să fac cât mai multe. Văd aici un muzeu etnografic. Da, ar trebui să vedem un pic programul care este, pentru că nu are niciun program. 53.000 de euro mi s-a costat. Și biblioteca la fel. Deci luni de la 3 la 5 seara este, marți de la 4 la 5, miercuri de la 3 la 4, joi de la 3 la 5 și vineri de la 4 la 6. Așa că ținem minte programul ăsta, o să venim și aici să filmăm câte ceva, pentru că e muzeu și nu aș prea crede că n-ai tu voie să filmezi în muzeu sau așa mai departe. Eu cred că ai voie. Așa, program de vizită marți, sâmbătă 9 la 4, duminică de la 9 la 2. Am înțeles, deci nu am ratat intrarea, deci doar sâmbătă și duminică văd că e pe aici. Mai să vedem ce mai este în altă parte, nu? Said I could be anything. I said I would be someone who's with you. Said I could call you anytime. But anytime means when it suits you. I don't wanna waste your time. And I don't want you wasting mine. You are someone. Adică eu am rude. Da? Da, dacă... Sunt ce mai fain de vizitat pe aici? Bă, cimitirul partea aia în sus. Păi mergem și acolo ce are. E departe de aici? Nu. Ok, mergem până acolo. Bun. Sau așa încolo, în partea aia în sus, ce e? E salte, domnule, este culmea. Este ora salte, nu știu. Da? Păi mergem un pic și pe acolo, mai vedem și după vedem ce facem. Bă, merg aici la magazinul ăsta, cred, nu? Merg aici să luăm ceva? Da. Luăm și noi un suculeț și ne îndreptăm după spre alte obiective, să mai vedem ce și cum. Oricum, când ajung acasă, primul lucru mă pun pe editat, dar după ce fac duș. Ia, uitați aici, mini piața, lângă magazinul mix. Ia, uite cât de fain este. Și struguri, și roșii, ceapă, lămâni, tot ce vrei, frate, tot ce vrei ai ții. Bă, mi-am luat iarăși o doză de cola. Cola, sponsor me, please. Ok? Și văd că el vrea să-și ia și ceva cafea. Ia uite, aici e Avanza. Și sunt diferite cafele. Cea mai bună cafea este asta cu caramelul și asta de aici. Deci dacă voi încercați-le și voi și vă convingeți și o să-mi dați multă dreptate. Sau mai este o singură cafea care eu am încercat. Dar nu mai știu exact care este. Nesu cu ciocolată. Asta este care am încercat-o. Încercați asta, asta de aici și cu asta să vedeți că o să fie cele mai bune. La fel, Avanza, sponsor me, pentru că prea multe cafele ți-am luat. Da, o să mergem și că și în cimitir, și că e cel mai șmecher de aici, o să mergem să vedem și pe acolo ce e. Dar până și el cafea și ce așa, noi o să mergem un pic mai în față. Ca să nu mai trag atât de timp. Telefonul oricum mi se încarcă în 30 de minute, așa că am suficient timp să-l și filmez, dar trebuie să fiu foarte pe margine. Pentru că sunt mașini și destul de îngustă această stradă și n-aș vrea să mă așa. Aici locuiesc iarăși o crâșmă ceva. Trebuie să mergem un pic în față, hai să vedem mașinile. Bă, e destul de fain ăsta. Destul de fain satul cu ăsta, numai că
trebuie să-i aflu eu povestea și după ce i-aflu povestea înțeleg eu și de unde vine numele de rășinar și așa mai departe și tocmai asta o să fac și o poză. Și oricum o să rău că și șoferul să ne facă o poză aici de thumbnail, așa faină, în care o să ne editeze altcineva. Aici este el și o troiță, super drăguță și asta, troița lui Iisus Hristos. Super frumos, nu? Bă, o să mergem și așa mai încolo. Sigur, e ceva fain, dar trebuie să așteptăm să vină șoferul nostru și revenim după. Bă, ci că pe aici ar fi cimitirul, pe strada asta în sus. Eu nu prea cunosc satul ăsta, el știe cel mai bine că ci că are rude pe aici și de aia. Așa aici e baul, exact cum ziceam. Și, da, destul de fain satul cu ăsta. E destul de liniștitor, nu pot să zic că nu. În afară că trec mașini, în rest n-auzi decât nunta și fel de goană. Hai pe aici. Bă, își merită soarta. Cine își merită, își merită. Ia uite și cățelul ăsta. Eu trebuie să aștept să treacă ăsta cu loganul. Ca eu să fac un pa aici, să urc în sus. Aici este strada Victor Păcale, auzi ea. Și fântâna lui, cine știe? Strada Victor Păcale, auzi. Și aici e fântânița lui. Aole, dar asta e astupată. Fântâna cu gunoaie. Așa o denumim pe asta, da? Fântâna cu gunoaie. Noi să mergem în sus. O să tai tusea. Nu știu, de un timp tușesc foarte mult dacă crezi de la țigări. Nu știu exact că prea des schimb țigările și așa mai departe. Dar asta este, n-ai ce să-i faci. Pandemia m-a făcut să mă apuc de țigări ca să nu port masca. Că domnii noștri curcani dădea amenzi, dar amenzile le contestai și îți luai bani înapoi. Dar asta nu contează. A trecut și chestia asta. O să mergem acolo sus. Probabil acolo la biserica ai... La biserica probabil va fi cimitirul. Dar mergem acolo și vedem cum este. N-am filmat în viața mea în cimitir, dar e ok, și să fie o excepție. Hai că pun o pauză, că aud. Și gata, fraților, am ajuns și noi aici în cimitir. Bă, e destul de mulți morți sunt aici în Rășinar, mă miră faptul. E, practic, de aici se duce în partea aia toată și mai continuă și aici. O grămadă, bine, o să, nu o să trecem, nu o să intru pe acolo. Uite, în 1922 a murit primul, s-a născut și în 1979 a decedat. Deci, ca să vă faceți o idee cât de așa sau câți ani au trecut de când ei mor. Deci, nu știu, nu că aș avea o fobie de cimitire sau așa, dar sincer nu e frumos. Din părerea mea nu e prea frumos să filmez în cimitir, dar pentru mine e o excepție, pentru că e și prima oară care văd așa ceva, și, adică prima oară, primul cimitirul de la noi din Micuraș l-am tot văzut, dar aici nu am văzut niciodată cum arată acest cimitir, așa că e o excepție, nu să filmez să văd care e treaba pe aici. Acolo în față e dita mai capela, dacă e deschisă poate da un ochi și eu pe acolo, dar dacă este cineva care este mort, nu o să mă duc acolo, pentru că nu mă duc să-l filmez priveghiul sau astea, dar dacă este goală și poate să fie și are și rolul de mănăstire, atunci da, o să intru în ea, dar dacă este capelă pentru morți, nu, nu mă duc, că nu vreau să deranjez oamenii de acolo. Și, da. Sunt de fain, nu? Privește cât cuprinde. Nici un stres, frate, nicio treabă ce ai aici, bun. Ia uite ce fain. O să mergem așa pe strada asta, tot în față. Să vedem bine. Nu pot să zic că e car, e și car vlog, am filmat și în mașină, dar este mai mult vlog ăsta care l-am făcut. O să vă prezint și mașina, pentru că nu v-am arătat mașina, nu știu dacă am arătat, nu știu dacă am postat clipul ăla.
Bă, asta ce, nici nu știu, nici la noi la Cezărie nu e atât de mare capela cum e asta. Nu știu, mă simt așa, parcă știi cum zic? Adică toți ăștia sus aici și priveliște asta, dai seama, tot vii aici să admiri. Dar bineînțeles nu morții. Uite, de exemplu, aici l-am îngropat recent pe unul. În 2022 l-am îngropat și de-aia nu are capacul pus. Aici e cel mai fain, cavourile astea sunt faine. Pentru că aici îngropi mai multe persoane deodată. Și o să intrăm un pic spre pensiune. Oulu, te duci pe... Bă, pancule! E pensiune aici, mă? Da, e plin. Numai acolo pe poarta arăta. Scria spre Ți-am pensiune. zis, e plin. Ia uite, fraților, deci nu am făcut greșeală că am intrat în cimitire, ci că spre pensiune. Bă, e plin de pensiune, nu știu ce să zic. Dar aici mă fascinează cel mai mult priveliștile. Păi da, uite-te și tu că aici e Și... o pensiune a nu știu cui, pensiunea nu știu cui, fiecare are câte o pensiune aici. Ocăitule, ca de biserica pe tine. Bă, aici îmi place cel mai mult. Ia uitați, fraților, ce fain se vede. Ești mega, mega tare. Deși nu știu. Bă, sub surprinderea mea, haideți să fac acum, chiar dacă nu se vede bine. Vedeți acolo punctul acela de acolo? Pe acolo luăm pe autostradă exact către mine la lucru, fraților. Deci fii atent că din Rășinea se vede exact autostrada Sibiului și exact unde merg eu. Pe acolo o iau eu cu autobuzul și o să vă fac și un short ca să vedeți că nu mint sau așa. Dar acolo este autostrada. Bă, fiți atenți, am văzut aici ceva ce nu am văzut în viața mea. Mi-e și un pic rușine că intru aici, dar în viața mea n-am văzut așa ceva într-un cimitir cum e cavoul ăsta de aici. Sau ce o fi și de aceea vreau să mă duc un pic acolo să văd cum arată. Da, deci pot să zic Dumnezeu să ierte. Iată, aici nu au îngropat destul suficient și a mai căzut un pic pământul. Destul de straniu, frate, de să stai aici 24 de ore noaptea. Gândește-te. Dar și pentru mine excepție, ca vouă asta, pentru că n-am fost niciodată aici, familia 2 ani bucur. 2 ani bucur azi. Deci aici e îngropat cineva. Dar e destul de strașnic, frate. Deci nu știu, e destul de fain. Dumnezeu să-l ierte. Am văzut că e ceva cavou de m-a prins în mine pentru vii și morți, dar în niciun caz. Bă, familie și chestii din astea. Este prima oară ce aud așa ceva. Dar e destul de fain pe aici. Ia uitați. Super fain, frate. Păcat de ei că a decedat. Dar asta este Ecaterina Bucur. Sunt mai mulți. Soția în 1875 și 1954. Și mama e născută în 1956. Exact după 2 ani după ce s-a născut mama și a murit. Și sunt mulți, mulți de tot îngropați aici. De ce? Uitați pe pamplica asta. E o familie întreagă, frate. Uite. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt familii îngropate într-un singur sicriu. Deci, wow, nu știu. Wow. 1923, 1965, 1968. După 3 ani a murit celălalt, 1977, 1980 și 1994. Mai trebuia încă 5 și... Mamă, frate, deci câți au fost îngropați aici, în zona asta. Deci aici e o familie întreagă, frate, îngropată. Asta e, hai să plecăm de aici. Bă, v-am zis, pentru mine e excepție chestia asta, că n-am mai auzit așa ceva și n-am mai văzut cavouri din astea. Dar, ce să zic, ierte, n-am știut că sunt morți îngropați, dar asta este. Bă, hai să plecăm din cimitir, că mă cam ia spaima, dar de aici din cimitir pot să văd toată priveliștea.
Mai mult de asta am venit, dar și pentru ca vouă asta. Ne s-o prim blitzul, că zice ăștia că și strigoi afară. Și cum ne punem înapoi spre ieșire, de că mai știm și noi ieșirea, sau ne punem, ne facem frați cu ăștia de aici. Auzi, auzi golani. A. Ne vede pe aici? Ne vede pe aici. Bă, o să punem pauză, pentru că acum mergem și explorăm toate mormintele. Poate fac și o liturghie, dar nu fac nimic, nu bat joc. Ia uite aici ce fain sunt florile astea, dar tot așa, pe care ei comunit. În 2021, uite, a murit familia asta. Și sunt o grămadă și aici îngropați, deci wow. Cât se îngropă, frate, într-un singur cimitir, voi vedea seama? Într-un singur locaj din ăsta poți să îngropi, ăștia și-au pus aici flori, dar nici măcar nu-s morți. Probabil mai zic ceva, mă pare azi doi morți aici. Și mai urmează încă doi, deci patru. Deci fiți atenți, fraților. Deci uite și aici, una, două, trei, patru, cinci familii mormântate. Șase, șapte familii mormântate, frate. Deci, wow. Niciodată n-am auzit să fie îngropați atâția oameni, fraților, într-un singur cimitir. Mamă, frate, păi îți dai seama dacă stai să numeri tot cimitirul ăsta, câți morți sunt pe aici? Mamă, niciodată n-am auzit de așa ceva. Nu știu, sunt eu șocat. Ucraina. Ne, în Ucraina nu... Nu fi rasist, te rog. Bă, mă mir. Gata, fraților, am ieșit și eu din cimitir. Că, da, bă, aici e uita mai capela. A, da, e sigur închisă, pentru că are becurile închise. Păcat! Destul de păcat că este strada cimitirului. A? Nu vorbi cu păcat din cimitir. De ce? Este păcat. Nu am zis ceva rău. Hai pe aici. Să vedem ce mai e pe acolo în față. Este bar. S-a vrut și eu o cola. Cu ocazia asta, cu ocazia lui, îi mulțumim că uite, am mai reușit să facem încă un video. Nu mai așteptam să mai fac unul. Dar asta e. Bă, e destul de straniu. Deci, crede-mă, ăștia care stau cu casele aici, bă, frate, dorme aici cu ăștia. Ia uite aici cât sunt mormântați, mâncați-a sufletul tău. Deci dacă merg aici pe pancreas asta, îmi pare rău, bă, uite că putem să mergem. Hai să mergem și aici. Bă, ăsta e un vlog de groază. Aici o să pun muzică din aia. No, vreți să vă citesc toți omagiu? Deci, mamă, frate. 1877-1878. N-are cum să moară, bă, frate, ia uite, 1800, să trăiască un an, frate, și după un an să moară? N-are cum. 1914-1918, Nicolae, bă, frate, băi, de cap bun, deci ăștia sunt toți, frate, care sunt grupați aici. Omagiu eroilor, ba nu, aici e pentru eroi, fraților. Aici au luptat toți. Cunoscuți și necunoscuți. Deci, da, fraților, acum mi-am dat seama. Deci aici este toți eroii care au luptat și au murit pe rol război 1989, în decembrie. Bă, când a fost al doilea război mondial? Acum mult timp. Zi, bă. Chiar nu știu. În fine, 1941-1945. Deci 5 ani au durat și 1000 și asta. Bă, ce să zic, plec de aici, poate mă împușcă drept cu unul și pe mine. Doamne ferește, o să tai bucata asta. Da, facem înconjurul la biserică? Nu facem nimic. Poate mă spun că ăștia de mă împiede și cad în cap. Bă, hai să mergem și în partea asta, lantă. Vreau neapărat să merg să văd și în partea asta. Ce este pe aici? Dacă tot am explorat ora satul cu ăsta, de ce să ne explorăm și bisericuța? Ia uite, pe aici e deja o intrare, dar pe mine nu mă interesează intrările în biserică, așa că mergem un pic pe aici, aici cred că sunt îngropați toți preoții, cred, nu știu exact, nu vă, ia să vedem, vizitare 8 la 21, cimitirul parohial, dar aici este pentru situații speciale, deci da, aici sunt îngropați toți preoții, deci este până la ora 9, și este ora 6:57.
Așa că nu avem de treabă, mergem și pe aici. Destui preoți sunt morți și aici. Sunt mai mulți aici ca la mic oraș. La mic oraș sunt decât doi preoți morți, tată și fiu. Și atâta. Și este înconjurată, fraților, biserica de ăștia. Foarte interesant. Nu o să dau un conjur bisericii când am chef. Așa că ne întoarcem. Am crezut că este deschisă și biserica asta, dar este destul de mare. Dar asta e, vedeți? Hai, aici nu a murit încă. Căpruță Ioan și Căpruța Angela. Născuți în 1950 și 1953. Deci exact cu 6 ani mai mică e ca mama, femeia asta. Și ăla la fel, cu 3 ani. Ca să vă dați seama. Bă, niciunul nu s-a născut odată cu mine. Mă mir. În fine, haideți să mergem și noi în altă parte, că deja mă apucă groază, nu știu, mai așa cu niște fiori din aia. Coborâm așa pe aici în jos, probabil să putem să ajungem și noi la mașină. Ce că mai în partea asta, la tăbos. Hai, luăm pe aici. Nu, nu, nu. Și pe aici la fel. Numai ulițe, parcă mă simt în Bacău, fraților, aici, în rășinariul ăsta. Dar în Bacău, de bine de rău, cimitirul e mult mai departe de casa noastră. Nu ții pe ăștia ce ne fieră. Bă, hai să treacă ăsta cu Benjuciu. Ia vezi, mai merge microfonul? E verde? Ok, fraților, deci aici este cimitirul eroilor. Toți sunt îngropați probabil la oaltă sau sunt prăștiați pe aici, cine știe cum. Dar e cea mai mare biserică, fraților, care am putut să o văd. Bă, dacă este deschisă aici, intrăm în... Ce ziceți? Vreți să intrăm în căsuța aia acolo? E bisericuța aia. De ce? La mașină. Că mereu după ce așa, și în drumul nostru. Nu, bă, că nu mă... Da, și băuțire. Da, bă, aici este asta, deci... Așa arată aici astea, dar acum este închis totul. Vii aici, stai pe bancă. Și aici, probabil, iar este... Da, Andrei Șagu. Opa! Aici a fost înmormântat Andrei Șaguna sau ce? 1808 și 1873. Wow! Nu vine să cred așa ceva. Deci nu are cum să fie îngropat Andrei Șaguna aici, credeți-mă. Dar cine știe? Și cam așa e și aici. Prea am ce să văd. Alea, uite, și acum. Bă, dai, mă, uite, ești în bun? Aici au fost îngropat între și acuna. Mamă, frate, nu cred. V-am zis eu, fraților, că rășinarul e ceva istoric, legat de istorie, cu chestia asta, pentru că aici am mai văzut încă unul, și nu știu, da, am văzut și eroi, dar am văzut și unde este îngropat Andrei Șaguna, cel care eu l-am învățat la istorie, la istorie ne-am învățat de chestia asta, dar nu la școala la Carol unde am fost eu, și Carol 1 e îngropat tot aici, parcă, dacă mă înșel, sau nu știu unde exact e îngropat, nu e în Sibiu, dar în altă parte, dar bineînțeles o să mergem și la cimitirul lui, când o să aflăm. Deci sunt efectiv șocat, frate. Deci eu nici acum ziua de azi până n-am văzut acum aici, eu nu știam că Andrei Șaguna este mormântat aici, dar uite că cu ocazia asta l-am și văzut, adică am văzut mormântul lui, dar da. Haideți că ne vedem în mașină. Gata, fraților, distracția, pentru că acum va trebui să și plecăm, nu aprindem. Va trebui să plecăm spre casă, că eu trebuie să fac baie și după aia pun telefonul la încărcat, să l-am încărcat și după aia o să fac editul la clipul acesta și mâine mă duc din nou la filmări în Sibiu, pentru că da, o să fie săptămâna cu filmări săptămâna asta, pentru că am observat că sunt zilele porților deschise. Multe fabrici și-au deschis poze pentru oameni și vreau să mă duc și obțin să văd care-i treaba. Să văd și eu cum este să vizitez o fabrică și eu așa mai departe. Așa că cu voi a fost Dălovin și Ștefan. Să fiți bine, să fiți sănătoși. Pa, pa!